Cum pe 20 aprilie are loc Congresul Național al PSD în care se vor face alegeri pentru structurile de conducere, s-a speculat că vor avea loc alegeri și la PSD Argeș. Mai mult, o parte din liderii social-democrații argeșeni erau întrebați de presă dacă vizează funcția de președinte al PSD, funcția ocupată acum de Constantin Niculescu. Situația a fost tranșată astăzi chiar de către președintele Niculescu. Deocamdată nu se pune problema alegerii președintelui Consiliului de Țară, că nu suntem aleși pe 4 ani. Pe PSD, sunt pe 4 ani. Deci în 2010, deci alegerile de președinte de Consiliul Județean se fac în 2014. PSD Argeș. În 2014. Deci anul acesta sunt alegeri la organizații locale care se fac la 2 ani. Poftiți? Doar locale, orășenești și municipale. La acestea se fac alegeri. Conferința județeană se face pentru eventuale completări și alegerea delegaților pentru la Congres. Președintele Constantin Niculescu a făcut câteva lămuriri și în ceea ce privește starea sa de sănătate. Am înțeles că erau îngrijorări dacă mai pot munci, muncesc în continuare, mai cu atenție, mai cu prudență. Programul nu pot să-l micșoresc ca program și ca timp, dar încerc să nu, cum spune românul, să nu mai pun la suflet chiar toate necazurile. Bun. Ca temă de sănătate, deocamdată nu s-a putut pune stand-ul, așa cum am comunicat. Acolo e o problemă mai delicată, să susține că totuși bypass-urile vor rezolva în continuare funcționarea inimii. În ceea ce privește Congresul Național, președintele PSD Victor Ponta nu va avea emoții în privința funcției pe care o ocupă. Rămâne de văzut dacă se vor face alegeri și pentru funcția de președinte al Consiliului Național al PSD, funcție ce a fost ocupată de Adrian Năstase și preluată apoi de Ponta.